În orice colț al lumii, valabil pentru orice țară și cultură, acolo unde femeilor și fetelor le este oferită respectul și libertatea de a-și urma visele, viața devine mai bună pentru toți. Doamnelor și domnilor, prietene, colegi și colege, bună ziua și bine ați venit la Conferința Internațională pentru Prevenirea și Combaterea Violenței față de Fete și Femei și Violenței Domestice, ediția a treia. Este prima conferință internațională din domeniul din Republica Moldova, iar gazda acestui eveniment este Coaliția Națională Viața fără Violență. Aici creăm spațiu de discuții despre inegalitățile care afectează toate aspectele vieții fetelor și femeilor, dar și despre soluții. Soluții care urmează în acțiuni care trebuie făcute pentru a preveni și combate violența față de fete și femei și violența în familie și pentru a crea o societate în care fiecare își poate valorifica la maxim potențialul și poate trăi liber și cu demnitate. Așadar, în aceste două zile vom discuta subiecte pe cât de importante, pe atât de sensibile, cu peste 40 de vorbitoare și vorbitori naționali și internaționali, cu experte, activiste, cu reprezentanți ai societății civile, ai autorităților și partenerilor de dezvoltare. Eu sunt Iulia Makarenko și sunt onorată în acest an să prezint conferința. Și din numele Coaliției Naționale vă urez bine ați venit și vă spun că suntem recunoscători să vă avem alături aici în sală și online. Pentru deschiderea acestei conferințe, am onoarea să le invit pe primele vorbitoare din această zi. Doamna Elena Druță, consiliera președintei Republicii Moldova. Marcela Pironi, președinta rețelei europene a organizațiilor de femei împotriva violenței WAVE, ni se va alătura astăzi online. Scriitoarea Ioanela Hădârcă, ambasadoarea Coaliției Naționale Viața fără Violență. Și gazda acestui eveniment, coordonatoarea Coaliției Naționale Viața fără Violență, Veronica Teleuca. Stimate doamne, bună ziua și bine ați venit! Suntem onorate și bucurate să vă avem astăzi în față, în primul panel de deschidere a conferinței. Doamna Elena Druță reprezintă astăzi președinția Republicii Moldova. Doamna Elena, mulțumim că ați dat curs invitației și vă ofer cuvântul. Cum se aude, da? Era conectat, de fapt, era pregătit pentru intervenție. Ei bine, de astfel de momente, oricine își face griji înainte de apariții în spațiu public. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este o mare onoare să fiu astăzi aici. Și am, ca de fiecare dată, foarte mari emoții, pentru că m-am întâlnit cu Veronica Teleuca și în alte ocazii, m-am întâlnit cu multe dintre dumneavoastră cu ocazia evenimentelor pe care le-ați organizat și de fiecare dată am aceste sentimente, pentru că mă regăsesc, mă reconectez cu o comunitate cu care empatizez foarte mult, cu care simțim la fel și cu care împărtășim aceleași valori. Sunt astăzi aici în calitate de consilier prezidențial, mă implic deseori pe subiecte sociale, iar pe subiectul acesta al combaterii violenței am un interes deosebit deja de foarte mulți ani. Aș interveni aici cu acest efort al nostru, al tuturor, sau acest interes al nostru pentru aceste subiecte. Eu personal de foarte mulți ani am citit
m-am instruit, dacă doriți, am accesat, am manifestat interes pentru subiecte, articole, studii care țin de statutul femeilor, de problemele cu care se confruntă ele. Și asta mă face să reacționez cu atât de multe emoții față de tot ceea ce faceți dumneavoastră. Aș dori să menționez că în ultimele luni, sau acum câteva luni, la președinție a avut loc o discuție cu unele dintre dumneavoastră prezente aici, cu organizații sau cu reprezentante ale organizațiilor de pe platforma Combaterea Violenței, Coaliția Națională pentru Combaterea Violenței. Discuția a fost caldă, intensă, cu celebrarea reușitelor, dar și cu evidențierea problemelor. Discuția a fost cu doamna președintă, respectiv doamna președintă Sandu a ascultat cu atenție, a comentat subiectele și a oferit sprijin tuturor acestor organizații pe care le admiră foarte mult. Mă voi limita aici și voi interveni ulterior cu alte mesaje. Stimată doamnă Elena, vă mulțumim foarte mult pentru acest mesaj și vă mulțumim foarte mult pentru suport și pentru suportul doamnei președinte. Și chiar dacă astăzi ea nu a putut să fie aici, noi știm și avem mereu suportul ei la inițiativele noastre și atunci când vrem să vorbim și să punem în discuție aceste subiecte importante. Mersi! WAVE este o rețea europeană de organizații care lucrează în domeniul de prevenire și de combatere a violenței. 170 de organizații din 46 de țări europene. Aceasta ne arată cât de gravă, de fapt, și răspândită este problema violenței și discriminarea față de fete și femei, indiferent de statutul sau bunăstarea țării. Astăzi este alături de noi președinta rețelei, Marcela Peroni, avocată feministă care lucrează în domeniul de prevenire și combatere și în avansarea drepturilor femeilor de mai mult de 30 de ani în Italia și la nivel internațional. Cofondatoare și președinta al unui adăpost pentru femei, cofondatoarea Asociației Umbrelă Italiană pentru adăposturile autonome pentru femei. Doamna Marcela, vă salutăm călduros și vă oferim cuvântul. Doamna Marcela este online. Vreau să vedem dacă s-a conectat. Bine, revenim la doamna Marcela ulterior. Doamna Ionela, într-o societate în care violența este atât de răspândită, dar și justificată și normalizată, trebuie să vorbim public cu cât mai mult despre demnitate, despre respect, respectul reciproc, respectul de sine, despre drepturi și despre relații și comunicare non-violentă. Dumneavoastră o faceți cu umor, dar foarte responsabil și cu profunzime. Scriitoarea îndrăgită a cărților pentru copii, doamna Ionela Hădârcă, s-a alăturat misiunii noastre în rolul de ambasadoare a Coaliției Naționale. Doamna Ionela, bună ziua, vă ofer cuvântul. Bună ziua! Eu vreau să vă spun că pentru mine este o mare onoare și vreau să vă mulțumesc pentru asta și pentru încrederea acordată. Este o activitate la care țin foarte mult, este primul eveniment la care particip și sunt foarte mândră. Eu vin din Polonia, este o țară care se schimbă vertiginos, pur și simplu. În ultimii doi ani, sub ochii mei, neurmărind noutățile și nefiind foarte interesată de politică, eu văd cum țara asta progresează. Strada pe care stau eu s-a schimbat din nerecunoscut, pur și simplu. În fiecare zi, serviciile devin tot mai accesibile, mai calitative, mai comode. Cu toate astea, Polonia înregistrează carențe mari în respectarea drepturilor femeii. La nivel legislativ le-au fost restricționate dreptul femeilor la avort. Participarea femeilor în spațiu public este mult mai mică decât în funcții publice, este mult mai mică decât în Moldova. Abia acum am avut alegeri și în Sejm s-a apropiat numărul de 30% de participare femei în Parlament. Eu sunt mândră întotdeauna când spun că avem o președintă femeie și polonezii sunt foarte invidioși pe asta și ne admiră foarte mult.
Spațiul public abundă în declarații misogine, din păcate. De ce menționez acest fapt? Pentru că deseori moldovenii vorbesc despre integrarea europeană ca despre o poartă în rai, care imediat ne va rezolva toate problemele. Din păcate, în legătură cu drepturile femeilor, asta ține un pic de altceva, de cultură, de tradiții și de caracterul național, dacă este o astfel de noțiune în general. Eu scriu cărți pentru copii și în fiecare carte a mea veți găsi mesajul: respectă-i pe alții, respectă viața în general, respectă-te pe tine. Eu mi-aș dori foarte mult că toate politicile statului Republica Moldova să pornească de la această premiză. Eu vreau să educăm o generație de cetățeni cu mult respect față de sine și față de viață. Eu cred că o femeie care a mers la toate seminarele pe care le organizăm noi și alte organizații și a citit toate lifletele, însă are stima de sine scăzută, rămâne în continuare în pericol. Însă o femeie cu demnitate, cu prețuire de sine, chiar dacă nu cunoaște toată teoria asta, ea pur și simplu instinctiv o să iasă dintr-o relație abuzivă sau nu o să intre în ea deloc. Eu aș vrea ca statul Republica Moldova să înțeleagă că stima de sine începe din prima zi de viață. Cum ai să fii tratat în familie, cât de iubit ai să fii, cum ai să fii tratat la școală, la grădiniță, în transport public, toate lucrurile astea o să-ți formeze stima de sine. Tare sper asta să se întâmple, să avem o generație demnă. Tare sper să contribuim la asta. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că m-ați invitat ca să particip în calitate de ambasadoare și la acest eveniment și vă doresc un eveniment reușit. Mulțumim, doamna Ionela, și mersi pentru aceste mesaje aduse chiar din copilărie copiilor noștri. Într-adevăr, asta este important și trebuie să aibă impact pe termen lung. Coaliția este o rețea națională formată din 21 de organizații non-guvernamentale care lucrează în domeniul de prevenire și combatere a violenței. Și este o rețea care contribuie la elaborarea legislației și politicilor publice în domeniu. Face lobby și advocacy și promovează platforma pentru drepturile femeilor din Republica Moldova. Iar organizațiile membre oferă suport profesionist, complex pentru fete și femei și copii și lucrează pe partea de informare și prevenire. Dar eu aș spune că coaliția este mult mai mult decât atât. Este o platformă de învățare de la practicieni cu o expertiză unică în Republica Moldova. Este o comunitate de colegi și colege care lucrează de ani buni împreună și pe care te poți baza în perioade de crize, atunci când suntem copleșite de oboseală și emoții. Veronica Teleuca este coordonatoarea coaliției și forța motrice a acesteia, expertă în lucru cu organizații de femei și finanțări feministe, creare de rețele și parteneriate și programe pentru femei. Doamna Veronica, bună ziua, vă ofer cuvântul. Da. Bună ziua tuturor, stimați colegi, colege, parteneri, partenere, prieteni și toată comunitatea de femei care este aici, care este comunitatea noastră, care ne urmăresc și online, pentru că știu că suntem multe și mulți și online. Bună ziua, bine ați venit la a treia ediție a conferinței, care o organizăm anual. Este a treia ediție, Conferința Internațională pentru Prevenirea și Combaterea Violenței față de fete și femei și violenței domestice. Și mulțumesc doamnei Druță pentru prezență și pentru mesajul de la doamna președinte. Mulțumesc Ionela pentru că ai venit din Polonia pentru noi și ești cu noi. Și mă gândeam, sigur că exact cum ați spus și mai devreme, mă gândeam că am și eu emoții și aveam o structură a unui
mesaj de început, care s-a schimbat pe parcurs, evident. Ce vreau să spun, că organizăm această conferință anual pentru că ne dorim să avem un spațiu de discuții diferit. Deci să avem un spațiu de discuție unde să avem și abordarea formală, să vorbim cât de mult am reușit, pentru că am reușit multe, și în panelul următor o să avem reprezentantele autorităților care vor vorbi despre cât de mult am lucrat și ce am făcut, și organizațiile noastre, cât de mult am lucrat și ce am făcut. În același timp, faptul că avem o conferință pe domeniul și pe subiectul violenței față de femei și fete și violenței domestice, ne arată cât de mult mai avem de lucrat și cât de multă violență, în diferite forme, avem în societatea noastră. Și știți, este o coincidență sau nu, dar de fiecare dată înainte de conferință sau chiar în timpul conferinței se întâmplă anumite lucruri. Primul an la conferința internațională am avut două femei care pentru prima dată în viață, fiind în calitate de vorbitoare, și-au spus de pe scenă povestea violenței prin care au trecut ele sau mamele lor. A fost o jurnalistă și o fată minoră care a trecut prin abuz și a povestit despre asta. Anul trecut, la conferință, în a treia zi, a venit o mămică cu o fetiță de la școala muzicală, cu un instrument greu în spate, care a aflat că este o conferință pe domeniul prevenirii și căuta organizatoarea pentru că știa că cineva o să o ajute. Și asta și-am făcut în a treia zi, pentru că am ieșit din panel și am discutat eu și colega mea. Anul ăsta, înainte de conferință, cu două zile, m-a sunat cineva, o mămică, care mi-a povestit despre hărțuirea online sexuală prin care trece fiica ei. A doua zi am primit un mesaj pe Messenger despre violul unei fete minore dintr-o localitate din nordul Moldovei, care nu știa ce să facă și a povestit unei prietene. Nu știa unde să meargă, nu avea încredere într-un adult. Și ieri vorbeam cu cineva care va fi aici în calitate de vorbitoare și care ne povestea despre un caz de violență unde femeia a nimerit în spitalul de psihiatrie, pentru că violența față de femei este o problemă de sănătate publică și care a rămas cu o viață distrusă și cu copiii luați, pentru că sunt sechele. Și mă gândeam că asta nu se întâmplă întâmplător. Și subiectele care le-am pus pe agenda conferinței înseamnă că sunt necesare și că sunt relevante și că sunt actuale. Pentru că dacă vă uitați, vorbim despre subiecte nu neapărat legate de violența fizică, pentru că violența fizică este ceea ce se vede cel mai repede și cel mai ușor. Vorbim despre continuum de violență, începând de la cele mai ușoare, așa zise ușoare forme de violență, cum este hărțuirea în public, hărțuirea sexuală, hărțuirea online. Și cel mai recent, știți, despre cazurile bloggerilor, vloggerilor și moderatorilor de opinii, cei care formează opinia publică și care hărțuiau fetele minore în strade. Și probabil mulți dintre dumneavoastră ați văzut și comentariile. Care erau comentariile? Păi eu căutat-o, păi ce fetele minore așa se îmbracă, păi trebuiau să refuze, păi trebuiau să facă aia și cealaltă. Și mai puține comentarii erau de condamnare acestor oameni. O să vorbim și despre violența psihologică, pentru că știți, în spațiile de femei, în grupurile de femei, peste ani femeile vorbesc despre cât de multă umilință au îndurat și prind la curaj să vorbească despre acest lucru. O să vorbim despre rolul mass media, rolul autorităților, rolul nostru ca și organizații, responsabilitatea noastră a organizațiilor, a autorităților, a mass media, a comunității, a finanțatorilor, pentru că noi în acest domeniu cu siguranță nu putem fi izolați și nu putem fi separați. Și trebuie să pornim de la aceeași misiune și de la aceleași valori. O să vorbim și despre copii, pentru că recent Moldova.org, colegii noștri din coaliție, au lansat un concurs de eseuri. Și știți, jumătate îmi pare că din eseuri erau despre violența povestită de către adulți care au suferit-o în copilărie și au dus aceste sechele pe parcursul vieții. O să vorbim și despre standarde feministe în asistență,
Pentru că fetele și femeile care se adresează după ajutor au nevoie de ajutorul de criză atunci, dar au nevoie și pe termen lung. Pentru că dacă avem un număr în creștere de fete minore care sunt însărcinate sau sunt cu copii mici, evident că au nevoie de ajutor prim ajutor, dar au nevoie și de ajutor pe termen lung. Dacă avem atâtea fete marginalizate, tradițional, fete cu dizabilități fizice, psihice, femei și fete sărace, pentru că avem foarte multe fete și femei sărace, păi ele au nevoie de ajutor imediat, dar au nevoie și de ajutor pe termen lung. Și astea sunt standarde și principii feministe de lucru. Vom vorbi și despre finanțări. Pentru că finanțările sunt importante pentru a ajuta un om. Dar cum trebuie să fie aceste finanțări? Aceste finanțări trebuie să fie flexibile, trebuie să fie imediate și trebuie să fie pliate pe necesități. Pentru că putem să facem orice programe, proiecte și nu știu ce. Dar dacă nu putem ajuta un om acolo, atunci când are el nevoie, atunci trebuie să ne dăm întrebarea ce schimbăm în aceste finanțări. Și sigur că vom vorbi și despre femicid. Femicidul este atunci, se întâmplă atunci când autoritățile eșuează cu răspuns, un răspuns adecvat. Dar și când noi eșuăm ca și comunitate. Pentru că, cum am spus, nu este doar treaba autorităților, este treaba noastră, a tuturor care sunt în această sală, care ne urmăresc. Și vom vorbi și despre solidaritatea dintre femei, dintre organizațiile de femei. Vom vorbi despre solidaritatea din comunitate, pentru că ne-am convins de multe ori și vedeți că indiferent ce se întâmplă în lume, războaie, crize, de tot felul, violența rămâne în continuare o problemă prezentă, o problemă actuală. Și aici este important ca să fim, în primul rând, noi, femeile, împreună, să ne solidarizăm, dar și toată comunitatea, pentru că și bărbații, și femeii sunt și partea, partea problemei, dar noi suntem și partea soluției. Deci putem fi toți împreună și să lucrăm împreună ca să schimbăm lucrurile. Și aici vreau să vă mulțumesc încă o dată că ați venit. Vreau să vă mulțumesc că ne-ați susținut și ne susțineți în continuare, pe toți care suntem aici. Vreau să ne urăm o conferință și un eveniment bun. Și pe final vreau să spun că această conferință nu este doar despre vorbitori și vorbitoare care vor face prezentări. Este o conferință a noastră care o creăm aici. Ceea ce înseamnă că cei din sală sunt și ei, contribuie și ei la această conferință. De asta vă invit, atunci când aveți ceva de spus, după ce se termină prezentările, interveniți, spuneți-vă experiența, spuneți-vă părerea, ce credeți, fiți în dezacord cu anumite lucruri, pentru că asta este un eveniment autentic. Vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc colegilor, mulțumesc doamnei Druță, doamnei Hadârcă, mulțumesc doamnei German, care o văd în primul rând, mulțumesc tuturor colegilor din societatea civilă, nu neapărat din coaliție, care au venit aici, mulțumim prietenilor și partenerilor noștri, Fundație OUC, Fundație ARC, WAVE, care este rețeaua care ne sprijină în continuare, Ambasadei Suediei și Ambasadei Austriei, care au făcut posibil să fie acest eveniment, și tuturor nouă care la fel au făcut să fie posibil acest eveniment. Mulțumesc! Îți mulțumesc și eu foarte mult, Veronica, pentru această introducere. Și vreau să văd dacă doamna Marcela s-a conectat. Nu. Ok, mersi. În acest panel de deschidere ne dorim să avem și un spațiu de discuție. Cum spunea anterior doamna Veronica, sunteți binevenite și bineveniți să dați întrebări, să dați comentarii în sală. Avem un microfon în sală și vă rugăm foarte mult să contribuiți cu ceea ce credeți că ați vrea să întrebați de vorbitoarele noastre. La fel reamintesc că cei și cele care sunt pe online puteți să lăsați comentarii și întrebări la fel acolo. Noi le vom citi la sfârșitul fiecărui panel și o să dăm aceste întrebări pentru răspuns.
Între timp, până se pregătesc întrebările din sală, și vă rog frumos să ne arătați un semn când o să fiți gata să transmitem microfonul, aș avea o întrebare pentru doamna Elena. Doamna Elena, aș vrea să vă întreb personal pentru dumneavoastră, de ce este important acest subiect, de ce este important să vorbim despre violența față de fete și femei și violența în familie? Bine, sunt mama de fete, cresc două fete și încerc, mi-am propus de la bun început să le cresc în demnitate, să le cresc în respect, să le cresc vorbind despre ce înseamnă violență. Cred foarte mult în puterea comunicării. Cred că trebuie să comunicăm în familie, cred că trebuie să vorbim, să comunicăm mult pe acest subiect în societate, să vorbim în spațiile publice, să vorbim în sate, să vorbim în școli, să vorbim în sistemul educațional, să vorbim peste tot, pentru că astfel mesajul nostru, cei care gândim la fel și cei care, iată, reacționăm cu durere atunci când auzim astfel de istorii ca cele menționate de Veronica, ca mesajul nostru să ajungă la cât mai multe fete, pentru ca ele să știe unde pot apela, unde se pot adresa, cine le poate ajuta în caz de necesitate. Cred de asemenea, și doamna Hadir că crește băieți, cred că este la fel de important să vorbim și cu băieții și cu fetele, să vorbim cu ei atunci când sunt mici, să vorbim cu ei în procesul lor de creștere, pentru ca să nu ne regăsim atunci când sunt deja adulți, că există fracturi, că există agresori și că există victime. Să creștem într-un spațiu de armonie, de respect, de respect reciproc, în care violența nu este tolerată. Eu aș vrea să celebrăm astăzi reușitele noastre, să vorbim despre probleme, să le acceptăm, să încercăm să găsim soluții, dar și să ne bucurăm pentru tot ceea ce s-a reușit deja și s-a reușit cu efortul tuturor celor implicați pe acest subiect. Lucrurile încerc să le văd în perspectivă și încerc să văd și să analizez acest moment în care noi ne aflăm ca și partea unui lung proces istoric, dacă doriți. E important să citim cărți pentru că astfel descoperim că lucrurile nu au fost dintotdeauna așa. Femeile nu au avut dintotdeauna dreptul la vot, femeile nu au fost dintotdeauna membri ale Parlamentului, femeile nu au fost dintotdeauna președinte de țară. Deci asta s-a întâmplat treptat. Au fost lupte, au fost alte femei care au luptat pentru alte femei și au ajuns în diferite momente la diferite victorii. Femeile au început să voteze, au obținut dreptul de vot, femeia a obținut dreptul de a reprezenta alți cetățeni, de a ajunge în funcții cu decizii politice. Și atunci noi știm cât este de important ca femeile să fie la masa de luare a deciziilor. Și iată, pe mine mă bucură că noi în Republica Moldova avem un procent înalt de prezență feminină de femei deputate în Parlamentul Republicii Moldova. Mă bucur de asemenea că pe platforma Parlamentului există și o platformă a femeilor deputate care reunește femei din partide diferite, deci doamne deputate cu diferite viziuni politice, dar care au decis să colaboreze pentru a rezolva problemele ce țin sau problemele care afectează femeile din Republica Moldova. Cred în puterea comunicării și de asta este atât de important să fim astăzi aici, să ne cunoaștem, să interacționăm și la nivel personal, să transmitem mesaje pe online și sunt sigură că în 10 ani Moldova va fi un spațiu și mai primitor pentru toate femeile, pentru toate fetele care cresc, dar să ne luăm timp și să ne bucurăm de ceea ce am obținut deja. Femeile sunt reprezentante politic și subiectele care le afectează sunt pe masa de luare a deciziilor. Avem, probabil, în mare parte datorită, iată, acestui gen de implicare, avem un program național de combatere a violenței, avem o agenție care în curând va deveni pe deplin funcțională. Deci lucrurile se mișcă, să ne bucurăm pentru ceea ce s-a realizat deja și să ne înarmăm cu mult curaj și solidaritate pentru toate procesele care vor fi. Doamna Elena, vă mulțumim! Într-adevăr, am învățat mult, dar este important să ținem minte că chiar dacă, de exemplu, reprezentarea în politica femeilor este destul de mare, oricum mai este de lucru și trebuie să încurajăm în continuare femeile să accedă și la funcții locale și la funcții de stat. Mersi tare mult!
Ți o mică, da. De ei acum campanie și un număr semnificativ de femei au decis să încerce să devină primare. În deplasările noastre în teritoriu am avut ocazia să cunosc foarte multe femei curajoase la nivel local, atât activiste civic, din punct de vedere civic, cât și femei care au devenit primare la un moment dat. Au început cu mici activități de mici activități comunitare la nivel de localitate și au ajuns să fie primare extraordinare. Am constatat că în momentul în care aceste primare au acces la anumite instrumente, scriere de proiecte, informații legate de sursele de finanțare, atunci ele devin de neoprit, pentru că devin atât de abile în scriere de proiecte, accesarea de fonduri și rezolvarea problemelor la nivel de localitate și pentru mine genul acesta de prezență în societatea noastră îmi dă foarte mult curaj, pentru că e nevoie și de mult curaj pentru a ieși din stereotipuri la nivel de localitate, pentru că la nivelul localităților mai avem încă anumite capace care mai apasă. Mersi, doamna Elena. Vreau să cred că și la nivel local și orice fetiță din această țară este inspirată de atât de multe femei la putere și de o președintă. Vreau să văd dacă în sală mai sunt întrebări sau comentarii. Vă rog să ridicați mâna ca eu să vă văd și să vă transmitem microfoanele. Între timp am o întrebare pentru doamna Ionela. Doamna Ionela, vorbeați despre educație și vorbeați despre educația timpurie în care educăm din start respectul unul față de altul și respectul față de viață. Ați spus-o foarte frumos. Vreau să vă întreb cum vedeți că sunteți acum în afara țării, dacă vedeți diferențe de educație și diferențe de atitudine față de fete și femei, în Polonia, de exemplu, acolo unde vă aflați, ori acolo unde călătoriți și în Republica Moldova. Și cum credeți, ce ar trebui, spre ce ar trebui să tindem și ce ar trebui să schimbăm la noi? De asta am menționat cât e de important să investim în tânăra generație, pentru că atât în Polonia cât și în Moldova, noi anul trecut am avut o serie de întâlniri cu tinerii prin raioanele Republicii Moldova, practic în toată țara, și m-am întâlnit cu fete adolescente și am fost atât de plăcut, surprinsă de felul lor de a gândi, de cât îți iei de deschiși acum și de bine informați, ce întrebări inteligente am primit, cât sunt de sigur pe ei. Și văd acum o generație de oameni altfel decât eram noi, atât în Polonia cât și în Moldova. Chiar nu văd diferențe de caractere, să spunem. Ei toți vor să trăiască mai bine. De aceea eu cred că noi spre ei trebuie să ne orientăm. Noi deja cu lecțiile noastre și cu traumele noastre și cu problemele noastre trebuie cumva să ne descurcăm, cel puțin să nu-i stricăm. Dacă nu să le creăm toate condițiile, pentru că ei se poată înflori toate talentele lor și toate capacitățile pe care le au. Și toate pornirile. Ei, moldovenii, copiii moldoveni, sunt foarte, foarte dezghețați deja, asta m-a bucurat să văd. Când eram eu adolescent, atunci când îți spuneam o întrebare, noi așteptam să văd, să-mi spun mama ce trebuie eu să spun. Acum ei sunt atât de bine, se orientează, atât în educație financiară, în educație sexuală. Am primit niște întrebări care, din păcate, am auzit și foarte, foarte multe istorii triste. E extrem de triste și m-a întristat să văd că atât tinerii cât și femeile mature nu au încredere în organele statului. Atunci când vine vorba despre o problemă, despre un abuz și despre soluții, când este menționat că primul lucru pe care trebuie să faci, trebuie să apelezi la poliție, nu știu ce toată lumea râde. Este un lucru la care noi trebuie să lucrăm, cred. Și, dar dacă vorbim despre copii, mă bucur enorm și de asta și am menționat, de atât am vorbit atât de mult în discursul meu despre copii și despre importanța educației. Noi trebuie să ajutăm să crească frumos. Mersi. Avem o întrebare în sală, vă rog să transmiteți microfonul acolo, în partea de mijloc. Da, acolo. Bună ziua! Andreea Braga este numele meu, sunt de la Centrul Filia, este o organizație feministă din România. Mulțumesc tare mult pentru ocazia de a participa la această conferință. Am două întrebări pentru doamna Elena. În România este un mediu puternic sexist în politică.
se transmite și la nivel de mass media. În general, sunt atacuri diferite la adresa femeilor care au curajul să candideze sau care sunt deja în viața politică. Și voiam să vă întreb în primul rând, dacă v-ați confruntat cu sexism și microagresiuni atunci când ați decis să intrați în viața politică, dacă asta este încă o problemă în Moldova și se poate combate la nivel politic astfel încât să fie un climat mai sigur pentru femei să participe politic. Și a doua întrebare pe care aș avea-o ar fi dacă ați putea să ne spuneți care sunt prioritățile doamnei președintă legate de siguranța femeilor și fetelor din Moldova. Mulțumesc! Eu îmi amintesc, adolescentă fiind, cazuri care erau intens dezbătute în spațiul public. Noi am avut tot felul de scandaluri, noi am avut tot felul de declarații sexiste și misogine care au aprins focuri în societate. În acele situații am avut presa de partea noastră, pentru că s-a discutat foarte mult și atunci, prin aceste procese, prin aceste scandaluri, prin aceste situații, și societatea o parte a societății s-a educat. A auzit mesaje că anumite afirmații, anumite moduri de exprimare nu sunt tolerate, nu sunt posibile. E un proces de creștere de lungă durată și s-a întâmplat în Republica Moldova și continuă să se întâmple. Părerea mea, poate e o percepție, o să-mi confirmați că din acest punct de vedere, noi am crescut ca și societate, dar am și trecut prin acele situații. Personal, în momentul în care am ajuns în funcție publică, evident că intuiam că vor fi anumite atacuri, evident că ele au existat, eu am încercat să nu le procesez, deci să trec prin ele, există disconforturi, dar disconforturile trebuie înfruntate trecând prin ele. Deci e experiența mea personală, evident că în momentul în care te regăsești în situații necunoscute până atunci, care îți creează foarte mult disconfort, e greu, nu e simpatic, dar mergi prin ele și după asta te regăsești dincolo de acele situații, te regăsești un pic mai bine, pentru că deja la următoare situații nu vei reacționa la fel. Nu sunt eu persoana cea mai mult expusă, deci nu am fost, să zicem, victimă, deși au fost anumite postări sau articole. Cred că intensitatea cea mai mare a acestor atacuri care pe mine m-a afectat personal a fost în 2016, în campania din 2016. A fost o campanie, cred că, dureros de trăit pentru multe femei activiste. Dar vreau să cred că noi am depășit acea etapă. Au fost, evident, costuri emoționale pentru cei implicați atunci. Aș îndrăzni să suspectez că au fost costuri emoționale pentru doamna președintă în acea perioadă, pentru că discursul de ură a fost foarte intens. Ulterior, nu s-a întâmplat la aceeași intensitate, deși continuă să se întâmple pe online, femeile continuă să fie vizate, dar nu cred că mai înregistrăm același nivel de intensitate, pentru că și noi cu toții suntem, cumva, am depășit acele etape. Avem nu doar femei deputate și femei ministre sau femei consiliere în interiorul ministerilor sau guvernului sau președinției, dar avem și miniștri care sunt feminiști, care susțin cauza femeilor, care sunt implicați activ și în combaterea violenței, dar și în avansarea pe subiectul drepturilor femeilor. Și aici o să aveți ocazia să discutați astăzi sau mâine cu domnul ministru Buzu, dar și cu domnul ministru Perciun. Ei sunt aliați în aceste cauze și sunt cauze pe care le simt personal. În materie de politici, acest subiect este gestionat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Evident că noi cu toții din celelalte instituții ne implicăm și ne implicăm în parteneriat cu toate organizațiile de pe acest domeniu. Deci place să cred că suntem într-un moment în care tragem cu toții carul într-o anumită direcție și acea solidaritate și spirit comunitar se simte foarte puternic în această fază de câțiva ani în care suntem noi acum. Mersi tare mult! Avem o întrebare în sală, vă rog, acolo microfonul, da.
Bună ziua, sunt Ana Gherciu de la Moldova.org. Mă interesează când, probabil este o întrebare adresată tuturor panelistelor, când credeți că Republica Moldova ar fi pregătită ca termenul de feminism să fie folosit în discursul despre lupta cu violența domestică, atât de instituții publice, în literatură, cât și mai apăsat în rândul ONG-urilor din Republica Moldova și în presă. Mersi. Mersi foarte mult, Ana, pentru întrebare, foarte bună întrebare. Dar cred că doamna Veronica o să înceapă, dacă tot este cu microfonul. Eu mai întâi m-am uitat la colegile și m-am gândit că poate ne completăm reciproc, da, să începem, pentru că Ana, nu știu ce să-ți răspund ca termen, deci în număr de ani, de luni, de zile, și nu știu dacă cineva din sală sau din colegile din alte țări, apropo, Andreea vorbind despre un spațiu care este apropiat de noi și este foarte misogin și sexist, mai ales atunci când femeile îndrăznesc să meargă în poziții de putere, în poziții de decizie. Eu cred că nu am să am un răspuns referitor la un termen exact. Cred că depinde mult de educație și prevenire, și asta o să vorbim și în următoarele ateliere, dar educație și prevenire nu în sensul în care suntem probabil încă obișnuiți să vorbim, o educație bazată pe drepturile omului, unde să depășim cumva frica asta că da, femeile sau fetele vor lua din drepturi, vor lua din spațiul bărbaților, vor introduce nu știu ce matriarhat, pentru că astea sunt lucruri care le aud cam de fiecare dată atunci când fac fie instruiri, fie discuții de grup, fie întâlniri pur și simplu în comunitate. Trebuie să ne asumăm, să vorbim, să explicăm, pentru că atunci când există o rezistență sau atunci când există o frică, există o mare zonă de necunoaștere. Rezistența vine din frică, că ceva o să întâmple, că ceva nu știu, că ceva cineva o să-mi ia. Trebuie să vorbim despre asta, trebuie să explicăm despre asta. Rolul mă sfide și mă bucur că întrebarea asta a venit de la Moldova.org, care este o redacție asumată feministă și despre asta se vorbește în public. Păi atunci când, eu țin minte când prima dată am ieșit în stradă la marșul de 8 martie și când eram chiar în primele rânduri și băteau tobele și noi scandam, vă spun foarte sincer, m-a strâns în spate așa, pentru că nu m-am simțit comod. Era un spațiu care, de obicei, nu prea ieși în spații publice să strigi sau să bat la tobe și să spui vrem drepturile înapoi sau mesaje de genul ăsta. Deci m-a strâns în spate, m-am făcut parcă mai mică acolo, m-am gândit, da, ce fac eu aici? 8 martie, în loc să mă duc și să primesc flori și cadouri, eu ies în stradă. Dar în prejurul meu erau multe femei care la fel făceau asta, care la fel spuneau același lucru. Deci era o pornire colectivă, pentru că noi cunoaștem experiența individuală de violență, de discriminare, este o experiență colectivă. Și în cazul ăsta, același principiu se aplică și cuvintelor, pentru că cuvintele sunt importante. Când vorbim despre feminism, nu vorbește doar una, nu vorbește doar două. Vorbesc autoritățile, vorbesc mass media, chiar dacă te strânge în spate, chiar dacă este neconfortabil, chiar dacă nu te simți chiar bine, că parcă noi femeile avem sindromul ăsta impostorului, vorbim despre lucruri și ne gândim, chiar eu sunt bună să vorbesc despre lucrurile astea? Poate eu nu știu suficient sau nu știu, dar când suntem mai multe, căpătăm încredere. Și da, avem miniștri care, la fel bărbați, care s-au declarat feminiști și asta este la fel un plus valoare, pentru că văd și alți bărbați, dar nu e așa de strașnic să particip în viața de zi cu zi, în educația copiilor, în îngrijirea copiilor, să vorbim despre violență, despre discriminare și așa mai departe. Deci asta ar fi răspunsul meu, nu știu dacă este unul corect sau nu, dar așa văd eu acum lucrurile. Dacă aș putea să răspund și eu. Uh,
Eu am menționat despre problemele din Polonia, însă n-am menționat că asta nu înseamnă că societatea polonă se împacă cu situația despre care v-am vorbit. Este o mișcare foarte puternică care se numește Strajk Kobiet. Ele au făcut o demonstrație foarte mare în Varșovia. A fost o mișcare care se numea Jatežnik Krzyczał, care s-ar traduce Nici eu nu am strigat. A fost o reacție la o decizie a unei instanțe de judecată prin care a fost eliberat un violator pe motiv că victima sa minoră nu a strigat. Și atunci femeile au reacționat, o mișcare similară în mișcării MeToo, au reacționat în internet și au pus hashtag-ul Jatežnik Krzyczał, Nici eu nu am strigat. Masive, deci în Polonia femeile își pun semnul ăsta a mișcării Strajk Kobiet ca un fulger pe ferestre, pe mașini, în piept, peste tot. Este o mare mândrie să spui că ești feminist. Deci de acolo eu am început să declar lucrul ăsta foarte așa tranșant. Și sunt chiar curioasă să aud reacțiile, pentru că de multe ori mi se spune, noi chiar ieri am avut un eveniment foarte călduț cu tinerele la Cărturești, cu fetele care se numea, dar ce nu vă mai ajunge? Pentru că asta este reacția care o primesc înapoi. Dar ce nu vă mai, dar vouă ce nu vă mai ajunge? Voi aveți președinte femeie, aveți femeie peste tot în Parlament. Și noi am mers pe puncte și am vorbit cu fetele câte lucruri încă nu ne mai ajung. Deci eu cred că cu timpul femeile la fel vor căpăta încredere în a spune că sunt feministe, nu doar femeile și bărbații, da. O mică destăinuire personală, poate cu asta trebuia să încep, cu asta mă gândeam să încep. Pe mine m-a ajutat foarte mult să citesc despre tot ceea ce stă sub feminism, sub eticheta de feminism, deci despre toate problemele cumva concrete, mai mari sau mai mici, chiar și mărunte, dar cu impact atât de mare asupra femeilor. Eu când am citit despre sindromul impostorului, am zis, o, e ceea ce simt femeile. Și l-am surprins și azi dimineață, în timp ce vineam aici, sau chiar și ieri când am vorbit cu Veronica, despre prezența la acest panel. Sunt atâtea femei care cunosc statistici, care cunosc în cele mai mici detalii toate acțiunile din programul național pentru combaterea violenței. Sunt atâtea femei din organizații, de la nivel local sau raional, care au întâlnit atât de multe cazuri. Și atunci eu m-am gândit că poate nu sunt eu cea care cunoaște subiectul cel mai bine. Experiența mea personală a fost, tocmai cu asta începusem să citesc ca să înțeleg. Deci pe mine acest gen de literatură m-a ajutat foarte mult. Să citesc despre diferențele salariale între femei și bărbați. Să citesc despre cum stereotipurile care fac în așa mod încât treburile casnice să țină doar de femei, ce efecte au ele pe termen lung asupra afirmării profesionale a femeilor, despre accesul în funcții publice, despre cotele de gen, despre accesul la educație, despre cum afectează sărăcia. Deci pentru mine toată această literatură despre demnitate, despre respect, despre violență, despre violență, cazuri de violență extremă, violuri, de exemplu, despre eficiența instituțiilor publice în reacția la aceste cazuri. Iată, pentru mine toate aceste subiecte pot și merg cu siguranță sub eticheta de feminism. Eu, la începuturi, cu foarte mulți ani în urmă, adolescentă fiind, nu mă consideram feministă sau nu mă asociam, deci nu simțeam un termen ca fiind al meu, dar continuam să citesc, continuam să exprim, continuam în primul rând să înțeleg. Cred că aceasta este prima etapă, să înțelegem cum anumite mecanisme împiedică femeile, în mod individual, dar și în mod colectiv, să se afirme în orice mod în care consideră că vor să o facă. E important să scriem, să citim, să înțelegem și după asta vine și afirmarea acelor trăiri și acelor simpatii. Foarte fain, mersi. Da, Lina, te văd, acuși. Este un subiect tare, tare interesant și fain și cred că la sfârșitul acestor răspunsuri aș vrea să spun, de exemplu, că eu sunt feministă, să o spun public, să o spun tare, să o spun mândră și sunt aceeași. Sunt aceeași fată, aceeași femeie, aceeași soră, aceeași colegă, dar cu mai mult curaj, cu mai multă susținere, cu mai multă încredere și cu mai multe dorințe de a schimba lumea. Mersi!
Poate inspiră pe cineva să aibă curajul să o spună tare. Da, am văzut acolo o întrebare pentru Diana, microfonul vă rog, și după asta pentru Alina. Mulțumesc mult, mulțumesc speakerilor pentru răspunsuri faine și Anei de la Moldova Work pentru întrebare, de ce ca mea vine ca urmare, sunt Diana Guja de la Agora. Întrebarea mea este despre misoginismul internalizat, de ce că noi vorbim aici despre feminism, dar în același timp sunt multe femei care se tem să recunoască că sunt feministe, unul la mână, și ele sunt destul de puține, pentru că majoritatea femeilor totuși consideră că a fi feministă este ceva rău. Și vreau să aud părerea voastră. Cum credeți, de unde, care este sursa faptului că femeile consideră că feministele sunt ce vreți, da? Femei nesatisfăcute, femei urâte, sau că urăsc bărbații, mersiana. Deci, și cumva feminismul ăsta, misoginismul ăsta internalizat, el, bun, este clar că ne distruge într-un fel, da? Unul la mână, doi la mână este și unul dintre motivele din care, de exemplu, multe femei care susțin cumva cauza despre care noi vorbim aici, nu ies la marș feminist sau nu susțin deschis activistele care se declară feministe. Deci care este părerea voastră și ce credeți că am putea să facem ca să trecem peste frica asta de feminism și ca să trecem, în primul rând, de fapt, ca să trecem peste misoginismul internalizat? Mersi. Mersi, Diana. De fapt, întrebarea asta, tu, cel puțin, de ceva timp, de mult timp, încerci să o clarifici, pentru că ai început cu tare mult timp în urmă, cu mulți ani în urmă, campania, istoriile despre violența față de femei și familie pe blogul personal. Eu la fel am avut o istorie personală despre violență pe acel blog. Și misoginismul internalizat se transmite, știu despre asta și s-a vorbit în acele istorie și s-a scris. Misoginismul internalizat se transmite din generație în generație. Este ceea ce mamele, bunicile, rudele noastre, neavând altă perspectivă, altă viață, alte soluții, alte alegeri, transmit mai departe fetițelor. Este ceea ce se transmite și de către bărbații din familie și de către tot cercul larg, familia mică, familia mare. Familia mare la noi în Moldova sunt și nănașii, și cu mătrii, și finii, și vecinii, și tot așa. Pentru că știți, nu de mult, sau mai de mult vorbeam cu o femeie care a trecut prin violență și ea, printre primele lucruri care mi le-a spus, dar ce au să spună vecinii? Vecinii. Deci femeia aia era pe punctul de a fi omorâtă, pentru că în orice moment se putea întâmpla acest lucru. Și ceea ce i-a venit ei în cap nu a fost siguranța copiilor sau a ei, dar ce au să spună vecinii. Și evident că acolo erau și vecine, vecine și vecine. Deci este ceea ce ne se transmite, ceea ce învățăm, nu neapărat prin mesaje verbale, prin cunoașteți locul, pentru o fetiță importantă să fie familia și depinde doar de fată cum o să fie familia. Și asta este misiunea ei principală și atunci violența o pui pe locul doi, pentru că primul loc este familia, familia bună. La noi în comunitate, în țară, familia bună este așa un portret al familiei bune. Bărbatul gospodar, femeia ține casa și voi știți câte cazuri am avut, de exemplu, mai de mult un caz cutremurător, când un copil a fost omorât în bătaie, mama și toată comunitatea, deci mama era la fel victima violenței, toată comunitatea știa. Dar era o familie bună, el era un bărbat gospodar. Asta vorbeau toți, începând de la asistentul social și terminând cu diriginta. Deci probabil când o să depășim frica asta de familie bună și o să ne asumăm, da, că avem și violență, că suntem și vulnerabili, că ne e frică, că nu suntem așa cum vrem să dăm bine în public,
atunci o să învățăm să depășim și misoginia internalizată. Și este rolul nostru să educăm copiii noștri și generațiile mai departe să nu se teamă de aceste standarde, să fugă de aceste standarde, să nu rămână, exact cum a spus Elena, capace, în capace, da, în cutiuțe. Cam asta, dar eu în același timp vreau să spun că la noi este multă misoginie internalizată, dar mă uitam și citeam și vorbeam și cu colegele mele, sunt colegi din țările europene care au venit aici și vor vorbi mai departe, exact, foarte multă misoginie internalizată și este și în alte țări, deci cumva parcă asta te liniștește, măi, dar sunt probleme comune și în altă parte, deci și de asta e important probabil să comunicăm și să facem rețele și parteneriate, să vedem ce merge în altă parte și ce nu merge la noi, sau invers. La următor atelier o să vorbim despre misoginie internalizată în contextul violenței psihologice, pentru că noi în cadrul coaliției suntem în proces de a realiza o cercetare pe violența psihologică și acolo, în cadrul grupurilor de femei, am văzut cât de multă violență, toleranță, normalizare, justificarea violenței se transmite. Deci din familiile noastre de origine. Mersi, Diana. Diana, mulțumesc foarte mult pentru tot efortul cu blogul de-a lungul anilor. Eu sunt o cititoare activă și cred că astfel de voci au dus greul în acest proces, pentru că v-ați expus, ați atins subiecte foarte sensibile și pe vremea aceea considerate tabu în societatea noastră. Evident că asta a tras mult disconfort și din partea femeilor și din partea bărbaților în societate, pe online, și totuși, iată, am avut astfel de voci, astfel de femei active în societate și iată, de acum 10 ani percepțiile s-au schimbat, dar era cu totul altfel. Eu mi-aduc aminte subiecte abordate pe blog cu mult timp în urmă și erau percepute cu totul diferit, erau noi în societatea noastră. Deci lucrurile s-au schimbat inclusiv prin acest gen de efort feminist, jurnalistic, misoginismul internalizat. Eu am citit despre el în articole și am citit explicația și am citit cum se întâmplă, ce se întâmplă, ce simt femeile, cum se explică. Deci este important ca astfel de noțiuni să ajungă la cât mai multe persoane pentru ca ele să fie înțelese, ca ele să fie prinse în momentul în care aceste mecanisme se întâmplă. Misoginismul internalizat e din generație, e din familie. Încerc să fiu foarte atentă cu exprimările în sânul familiei, pentru că îmi dau seama și după asta le prind pe fetele mele că repetă anumite afirmații, anumite atitudini, pentru că ele le-au absorbit în timp ce se jucau în camera lor, dar le-au auzit și le-au transmis mai departe. Și atunci eu încerc, în atât cât pot controla, poate nu pot rezolva problemele întregii societăți, dar pot în sânul familiei să fiu atentă la cum vorbesc, la remarcele pe care le dau, pentru că ele absorb și vor continua la rândul lor. Deci vine din la nivel de buniei, din generația străbuneilor, din generația părinților, e ceva ce se tot transmite, dar care poate să nu mai fie transmis. Dacă vorbim și dacă tot mai multe femei vor fi conștiente de anumite, iată, rămășițe culturale, le-aș spune. Întrebare pentru toate vorbitoarele, o să răspund și eu. Eu cred că feminismul are foarte multe nuanțe. Nu este doar despre marșuri și activism în felul în care îl vede Diana sau Ionela. Deci tu poți să nu participi la marșuri, dar să vorbești cu foarte multe femei, să le susții și să le acorzi informația de care au nevoie, susținerea psihologică de care au nevoie și încurajare. Tu poți să mergi la marșuri, tu poți să militezi în multe forme. Eu sunt pentru acceptare și pentru completare, să ne completăm unii pe alții, să lucrăm toți într-o direcție. Microfonul aici. Alina, ridic mâna, te rog, ca să te vadă. Și după aia încolo. Bună dimineața tuturor! Mă numesc Alina Cebătar și sunt din partea Coaliției Naționale Viață Fără Violență și Organizației Femei pentru Femei.
Eu am așa o întrebare, nu știu, cred că pentru toate vorbitoarele. Noi, într-adevăr, am vorbit și mai devreme și ați spus și voi și am spus și noi că Republica Moldova are o legislație destul de bună. Noi avem strategii, noi avem planuri de acțiuni, noi avem legi foarte destul de bune, noi avem miniștri și ministre care susțin drepturile femeilor, însă durerea probabil cea mai mare este că tare multe lucruri care se întâmplă la Chișinău. Și noi știm că Republica Moldova nu este doar despre Chișinău sau despre capitală și specificul organizației din coaliție este anume lucrul, o parte din, este lucrul în comunități. În comunități cu femeile, fetele din toate colțurile, din sate, din regiuni și municipii. Întrebarea mea este cum putem noi să facem, și întrebare și pentru mine, dar și pentru membrele coaliției, și vorbitoare, cum facem noi să creștem comunități sănătoase? Cum facem noi, cum putem să ajungem în comunități și să nu ne mândrim doar cu rezultate pe hârtie sau rezultate la nivel instituțional? Pentru că guvernele se schimbă, parlamentele se schimbă și noi am văzut cazuri în Polonia inclusiv, da, cum lucrurile se pot schimba peste noapte pentru că a venit un guvern misogin, autoritar la putere, acum lucrurile sper că o să fie mai bine, sau cazul Suediei, care a fost primul guvern care a avut o politică externă și în general o politică feministă, dar acum lucrurile s-au schimbat pentru că acel guvern nu mai este. Cum facem noi să ajungem în comunități astfel încât ceea ce facem noi este să fie cu impact și să aibă rezultate și peste 10, 50 și 100 de ani. Mulțumesc! Complexă întrebare. Eu cred că la întrebarea asta tot o să răspundem pe parcursul conferinței, pentru că răspunsul o să fie dat nu de către noi, doar de către noi, dar de către organizații și femeile din comunitatea noastră care au venit aici să vorbească. Nu pot, de exemplu, eu personal nu pot să-mi asum că știu toate și cred că o să avem și de la Anastasia, și de la Ana, și de la Diana, și de la Viorica, și de la toate colegile multe răspunsuri. Eu, din perspectiva mea, ce pot să spun, eu cred în mobilizare comunitară. Eu am făcut, înainte de a veni în domeniul prevenirii și combaterii violenței, am făcut foarte multă mobilizare comunitară. Deci am adunat în jurul problemei comunități. Și comunitatea, oamenii se adună în grupuri în general atunci când este o problemă care îi doare. Degeaba poți să le spui că este acolo, nu știu unde, ceva s-a întâmplat. Dacă omul merge în fiecare zi prin glod și își murdărește încălțămintea și nu poate să ducă, nu se duce copilul la școală în încălțăminte bună pentru că nu poate ieși din glod, asta o să-l doară. Și dacă nu poate merge o fată noaptea în siguranță pe stradă, pentru că nu ne simțim în siguranță, haideți să recunoaștem când mergem seara și de multe, multe femei povestesc că au cheile, țin cheile în mână, da? Că de un caz ceva să lovească sau își țin geanta strânsă. Păi asta o să ne doară, siguranța noastră dacă venim de undeva seara, siguranța noastră pe timp de noapte într-un spațiu public. Deci eu cred că noi putem, ca și comunitate, să ne unim în jurul unei probleme. Și experiența individuală a unei femei de discriminare și de violență este o experiență colectivă. Am mai spus-o și o mai spun pentru că în jurul acestei probleme putem să creăm acest grup în comunitate. Și femeile din comunități, fie că sunt comunități urbane, când vorbim comunitate, nu neapărat înseamnă un sat, da? Înseamnă o comunitate, un grup de femei. Poate fi un grup de femei care se unește pentru siguranța stradală. Poate fi un grup de fete tinere care se unesc pentru hărțuirea, pentru prevenirea și combaterea hărțuirii online sau hărțuirii în transportul public. Sau poate fi un grup de femei care se unesc împrejurul violenței obstetrice, pentru că și asta este o formă de violență. Poate fi un grup de parlamentare care se unesc pentru implementarea convenției mai eficiente. Și tot așa, multe comunități de femei. Dar pornim de la problemă, ceea ce ne doare. Și asta este o abordare de jos în sus. Și asta este valabil pentru tot, inclusiv pentru finanțări. Pentru că de aici trebuie să vină, de la problema reală care ne doare pe noi. Și să vedeți că atunci când începem să discutăm, pentru că un spațiu feminist presupune foarte multă ascultare. Femeile nu sunt obișnuite să vorbească și să fie ascultate.
Și asta este unul din principiile de lucru, să asculți. Și atunci când asculți, afli foarte multe, afli care sunt problemele omului din fața ta. Deci, eu asta văd, mobilizare comunitară și să ne unim împrejurul unei probleme, fie că este discriminare, hărțuire, violență, fie este o problemă legată de infrastructură. Sunt multe femei care rezolvă probleme de infrastructură și paralel ajută femeile și copiile din comunitate și avem aici femei care sunt și consiliere și foste consiliere care pot să vorbească despre asta inclusiv. Sunt de acord cu Veronica. Noi, e impresia mea, noi nu am fost obișnuiți de-a lungul anilor să rezolvăm problemele la nivel de comunitate și când, din acest punct de vedere, eu mă refer mai degrabă la comunitățile rurale. Pentru că noi am fost cumva obișnuiți ca lucrurile să rezolve sau problemele ce țin de comunitate și afectează comunitatea să găsească soluție la nivel de primărie. Și oamenii nu au descoperit, nu au știut cum, n-au descoperit gustul, pentru că e până la urmă vorba de a prinde gustul pentru lucru făcut în comun, nu au știut cum e să lucrezi în comun, cum e să iei hățurile și să faci un grup de lucru și să informezi și să găsești, să încerci să găsești o soluție sau să încerci să faci advocacy, să faci lobby pe diferite nivele. În momentul în care într-o anumită localitate apare un astfel de grup, grupul devine treptat tot mai mare, pentru că cetățenii descoperă un instrument pe care nu l-au descoperit anterior, pentru că fiecare stătea în propria casă, propria ogadă și încerca să aibă la un moment dat o soluție pentru o problemă, dar la nivel de comunitate noi astfel de experiențe nu le avem, noi abia le descoperim. Și aici e important și rolul organizațiilor din societatea civilă. O să fac exemplu fostului ONG în care am activat, Centrul de Politici și Reforme, care are un program foarte bun de abilitare democratică la nivel local, de abilitare a activiștilor la nivel de localitate. E și abilitare prin instrumente și prin informații, dar și prin acces la finanțare pentru rezolvarea problemelor la nivel de comunitate, la nivel de localitate. Iată, genul acesta de programe prin care se seamănă, se plantează anumite semințe care cresc în grupuri de acțiune locală, în grupuri comunitare, este parte din soluție. Evident că la comunitate ajungem, sau în sânul comunității, dacă ne referim la comunitatea rurală, ajungem și prin televiziune, ajungem și prin online, ajungem și prin rețele, dar și prin genul acesta de fortificare de capacități la nivel de localitate. Vreau doar să adaug, pe mine un pic mă supără această diferențiere, pentru că Moldova este foarte mică și din experiența mea v-am spus că am avut un șir de întâlniri peste tot în țară și cu cât era mai departe de Chișinău întâlnirea, cu atât erau mai inteligente întrebările și comentariile. Eu mă tem că ăsta este un stereotip și în două generații o să schimbe situația. O să vorbim despre cine trebuie să îi duce. Deci, nu știu. O întrebare acolo, vă rog, că eram... Da. Vă rog, acolo. Era mai devreme această întrebare. Mersi. Bună ziua, Mariana Carabanova, astăzi reprezint Asociația Femeilor din Poliție. Trebuie să recunosc că e neobișnuit pentru mine oarecum să văd atâtea femei într-o sală, pentru că vin dintr-un mediu în care femeile sunt subreprezentative. Și dacă tot am vorbit despre comunicare, educație și comunitate, întrebarea mea este, cum facem ca la anul viitor în sală să fie mai mulți bărbați? Cum implicăm bărbații în prevenirea violenței față de femei și fete? Cum facem ca să educăm feminiști bărbați? Cum facem ca în discursurile și în mesajele noastre să nu vorbim femei-fete, dar mai des apar bărbați și femei, și nu bărbați și băieți, și nu doar în rol de agresor și hărțuitor, dar în rol de cei care contribuie, se implică, pentru că colegii de la Drochia cu siguranță o spună cât e de important în procesul de prevenire și combatere implicarea bărbați și lucru cu bărbați și băieți. Deci asta probabil este o întrebare mai generală, dar mi-aș dori mai mulți bărbați să se implice, mi-aș dori mai mulți tineri băieți să vină la evenimente nu pentru bifă sau că au fost delegați de către autorități sau organizații, dar pentru că ei cred în asta. Mulțumesc!
Mariana, mersi pentru întrebare. Poate să răspundă și cineva din sală, cum facem să avem mai mulți băieți și bărbați. Sigur că mâine vine domnul Cernăuțeanu și dacă spuneam că vrem să avem mai mulți bărbați în sală, probabil sala era jumătate plină cu polițiști care veneau, dar important e, cum spui tu, să fie nu pentru bifă, dar cu adevărat prezenți. În primul rând, până acum domeniul nostru este atinge sau cele mai afectate de violență, imediat, să spunem așa, pentru că pe termen lung și băieții, și bărbații, și întreaga societate are de suferit, dar imediat fetele și femeile sunt cele mai afectate. Asta o vorbesc și statistica, vorbește și statistica, asta o vedem și în fiecare zi. Eu cred că băieții și bărbații trebuie să fie parte a soluției, nu a problemei, și trebuie să începem mai devreme decât a lucra cu agresorii post factum. Deci și cu agresorii este important, evident, dar mai devreme am tot vorbit și Elena și Ionela au vorbit despre educație. Și probabil atunci când vom începe mai devreme, vom avea mult mai mulți băieți și bărbați la această conferință. Până atunci avem mai multe femei, pentru că de obicei, ceea ce spuneam și mai devreme, despre problemele femeilor sau violența îndreptată înspre femei, încep a vorbi femeile. Și după aia bărbații se alătură. Vor, nu vor, dar încep și ei să fie parte a acestei mișcări. Dar de la început, tot timpul, tonalitatea sau mișcarea o pornesc fetele și femei, ceea ce este și natural, pentru că asta ne privește în primul rând pe noi. Și atunci noi începem primele și după aia se alătură și, și restul. Și mai este o chestie, nu știu, asta este o presupunere, o ipoteză de-a mea, dar am observat-o și în alte contexte, violența față de femei și fete, violența domestică, este totuși în continuare percepută ca o problemă a femeilor. Le afectează pe femei, lasă ele să se ocupe. Deci ceva, dacă privim și mai profund, la un nivel așa mai profund, înțelegem că dacă ceva legat de femeie, e pe ceva neimportant. Noi facem lucruri importante. Dar violența, da, este o problemă importantă, dar lasă să ocupe acolo femeile, ele să vorbească, ele o să facă. Deci asta probabil este stă în spate dacă privim așa mult mai departe. Asta e ce am vrut să răspund. Eu nu aș vrea să-i acuzăm, chiar dacă nu sunt acum aici prezenți, sunt sigură că multe dintre dumneavoastră pot să vorbească despre solidaritatea pe care au simțit-o sau susținerea pe care au simțit-o pentru cauză sau pentru avansarea în carieră, pentru cauza pe care o, sau acțiunile pe care le întreprindeți, pentru misiunea pe care v-ați asumat-o. Și avem, iată, în sală, avem bărbați prezenți. Ei sunt bine și în instituții, dar și în experiențele noastre personale sunt prezenți, poate că pur și simplu nu ne-am obișnuit să organizăm evenimente în care să îi invităm, să îi expunem și mai mult, dar ceea ce personal observ e că tot mai mulți bărbați, și aici e și rolul organizațiilor care pun în acțiune anumite campanii de comunicare pentru a schimba percepțiile, pentru a schimba stereotipurile, tot mai mulți bărbați și asumă să spargă stereotipurile din Republica Moldova în spațiul online, în privința treburilor casnice, de exemplu, sau implicării în creșterea copiilor. Tot mai mulți bărbați, exemple de bărbați care sparg stereotipuri, deschid o nouă cale de comunicare în care vorbesc deschis despre cum este să te implici în creșterea bebelușilor, cum este și... Și aici aș vrea să vedem partea bună a lucrurilor. E un proces, e un proces incipient, dar cu siguranță în 10 ani o să fim în alt punct de la capitolul percepții și stereotipuri. Da, și numai ce vreau să adaug, că de fapt, dacă vedeți și în agenda, avem bărbați care vor veni, vor vorbi și... care, de fapt, mă gândeam acum, de exemplu, la ministrul educației, că din primul an al conferinței a tot venit constant
Și a susținut de fiecare dată, fie că aici este în conferință, fie că a fost prezent inclusiv și în marșuri, da? Sau în proteste, sau în audieri în comisiile parlamentare. Sau domnul Recean, care va transmite un mesaj video pentru că nu este prezent, sau domnul Buzu. Deci, da, avem bărbați care sunt un exemplu și care probabil când sunt bărbați în poziție de putere sau cu putere de decizie sau care sunt, au o influență și reprezintă un model pentru alți bărbați, este un lucru bun pentru că ceilalți înțeleg că da, pot să aibă și ei o atitudine diferită, pot să spargă stereotipuri, pot să participe întrebări care sunt considerate tradițional femeiești și marea majoritate a organizațiilor care sunt din coaliție au tare multe activități unde sunt implicați băieții pe partea de prevenire. Și despre asta va vorbi și unul din colegii noștri, Sergiu Toma, în atelierul pentru copii și adolescenți, destinat copiilor și adolescenților. Despre domnul Buzu aș sublinia în mod deosebit că în lunga experiență în societatea civilă a fost extrem de implicat pe subiectul, de fapt, ca și profesionist s-a format pe subiectul egalității de gen. Deci chiar dacă nu a avut întotdeauna un profil public, a fost extrem de implicat și a mișcat lucrurile din interiorul societății civile pentru ca să ajungem, să avansăm, să ne depășim condiția. Mersi tare mult. Timpul ne permite să luăm, cu permisiunea voastră, să mai lungim un pic panelul, pentru că este foarte dinamic. Doar ultima întrebare și ultimele răspunsuri, doar atât. Mersi. Bună ziua, mă numesc Proca Maricica, reprezint Asociația Obștească Budeșca Spărintească și am avut experiența implementării unui proiect în localitatea Budeș pentru a sensibiliza comunitatea și tații pentru implicarea mai activă în creșterea și educația copiilor și în cunoștință de cauză aș avea următoarea sugestie pentru prevenire și când corect ar fi să începem din familie și de acasă. Mi-aș dori mai mult implicarea instituțiilor preșcolare în sensibilizarea pentru că deja când vin copiii în școală, trebuie să corectăm anumite lucruri care li se inculcă așa. M-am bucurat foarte mult de prezența doamnei Hadâr, că da, ne alăturăm. Deci și a doua sugestie. Vorbim despre, în contextul campaniilor electorale, foarte mult ne bucură, deci abilitarea și drăzenia aceasta a femeilor pentru accederea în funcții de decizie. Foarte mult mi-aș dori ca în comunitățile rurale să fie sau să avem buget sensibil la gen, pentru că numai așa vom abilita fetele ca ele să devină independente, să poată să ia decizii și în viețile de familie pe care le vor avea să decidă în parteneriat și nu să-și asume niște decizii care nu sunt în mare majoritatea lor. Mulțumim tare mult! Cred că nu puteam să finalizăm acest panel mai bine decât atât, cu două sugestii atât de bune. Dragi doamne, estimate doamne, vă mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru aportul vostru la această conferință, pentru timpul oferit nouă, pentru gânduri valoroase. Vă rog să rămâneți în continuare la eveniment cu noi în sală și acum anunț o pauză de 15 minute în care ne întoarcem după asta în sală înapoi, dar înainte de asta vă invităm la o fotografie comună cu toate vorbitoarele și cu toți cei prezenți în sală. Vă rog să ne aranjăm, să ne mobilizăm aici. O să fie...